Acuzații grave la adresa lui Cosmin. A dat sau nu informații din Casa Iubirii. Cum se apără concurentul? Cosmin are de înfruntat acuzații grave. E sau nu protagonistul conversațiilor din online? În ediția de miercuri, 1 mai, atmosfera a fost destul de tensionată. Cosmin a explicat care ar fi adevărul despre mesajele din mediul online, conform cărora acesta ar fi dat informații din Casa Iubirii. Acuzații grave la adresa lui Cosmin. A dat sau nu informații din Casa Iubirii. Cum se apără concurentul? Joi, 1 mai, Cosmin a vorbit despre controversate conversații din mediul online, purtate în numele lui. Concurentul susține că nu a oferit informații din Casa Iubirii și chiar vrea ca acest lucru să fie investigat. Andreea Mantea l-a asigurat pe concurent că totul va fi investigat, iar în momentul în care va fi un răspuns clar, se va acționa în consecință. Andreea Mantea, legat de acele prin screen care au apărut, cum că tu ai dat informații din emisiune, nu există nicio dovadă că ar fi reale. Nu există nicio dovadă că nu ar fi reale. Există doar cuvântul tău. Tu spui că nu ai avut acea conversație. Cosmin, exact. Știu că nu am cum să dovedesc, dar mă raportez la faptul că în online a apărut și de contul lui Robot. S-a văzut că se pot face anumite chestii. Andreea Mantea pe asta nu o știu. Robot, a apărut o conversație în care erau două mesaje. Probă pentru Cosmin. Cosmin, asta ar fi cea mai plauibilă dovadă. Andrea Mantia, da, doar că ce ne facem cu toată tehnologia care a apărut, acum putem să dăm vina imediat. Cosmin, eu nu caut să dau vina. Legat de chestia asta, nu vreau să mi-o iau în cârcă, pentru că pur și simplu nu. Andreea Mantia, noi tot investigăm, exact cum am făcut de fiecare dată. În momentul în care vom avea un răspuns clar, vom lua o decizie clară și vom acționa în consecință. Cosmin, în privința asta, sunt liniștit, pentru că știu că nu îmi aparțin. Rămâne de văzut dacă Cosmin a încălcat sau nu regulamentul emisiunii. Pentru a vedea ce a mai declarat concurentul despre acest subiect. Urmăriți materialul video de mai jos.